qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo ti siedi. Vai, poi a plinge, plinge, plinge acum. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Mamma, ci frumos. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Foarte frumos, mă. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. E una catena ormai che scioglie il sangue d'inta vena assai. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. E una catena ormai che scioglie il sangue d'inta vena assai. Buonasera, bine ați venit! Buonasera, benvenuti! Buonasera, bine v-am găsit! Cum vă numiți? De unde veniți? Mă numesc Vitalie Todirașcu și sunt din Chișinău. Vitalie, poți să-ți spun de ce m-am întors eu? Te rog, chiar vreau. Eu o să fiu sinceră cu tine. Nu m-aș fi întors. Dar la un moment dat, publicul a început să aplaude. Și am zis că publicul a decis. Pentru mine. Foarte frumos, foarte frumos. Vitalie, poți să spun de ce m-am întors eu? Te rog, te rog mult, Smile. Am ascultat piesa asta de foarte multe ori, o cântă o grămadă de oameni. Eu am fost în Sorrento și tu ai reușit, prin interpretarea ta, să mă... Transpui. Să mă... Hai, transport. Folosește cuvântul transport. Meu. Nu. Să mă readuci. Să mă duc. Să te readuc. Păi, exact, și... să mă transpui. Da, dar n-am vrut să folosesc asta. Să mă readuci acolo și... N-am vrut să copieze. Ai reușit să creezi starea asta. Mi-a plăcut foarte mult interpretarea ta. Mă bucur, am simțit interpretarea ta pe bune și faptul că m-am dus înapoi pe străduțele alea înguste din Sorrento. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcea foarte mult să te cunosc și să faci parte din echipa mea. Cu ce te ocupi tu? Mai cânt la evenimente, mai... Era o perioadă când mă ocupam, adică aduceam mașini din Europa. Bun. Și paralel mai și cântam când eram invitat. Vitalie, ai cântat foarte frumos și chiar ar trebui să fii fericit că ți-a ieșit bine. Și acum urmează să-ți alegi și o echipă în care ai vrea să mergi mai departe. Mie mi se pare că Smiley te dorește mai mult. Dar de asta ce? E foarte clar. Mie mi se pare că... Eu, băi, pe ce, Irina, că fiandă, mai eu m-am întors așa. Și i-am mulțumit pentru ceea ce mi-a pentru transmis că mie. Transmis. Tu te-ai întors și l-ai certat. Corect, corect. Nu, eu nu l-am certat. Eu am spus că eu m-am întors pentru că publicul a decis pentru mine. Eu am un argument. Nu contează ce părere avem noi despre vocile concurenților noștri. Ba da. Noi alegem după gust, în momentul ăsta alegem după gust. Până aproape de final asta, ajungem. Cum se descurcă ei și piesele pe care le au, îi duc mai departe în concursul ăsta, iar la un moment încolo e publicul care votează. Deci eu am avut încredere în public, dacă publicul mi a zis... Se pare că ai niște fracturi de logică. De ce? Cum adică de ce? Uite, ascultă-mă. Ia. Iartă-ne, Vitalie, dacă iartă să lămurim niște lucruri ca să poată merge emisiunea mai departe. Există această posibilitate că mie nu-mi place neapărat o voce, dar eu văd cum publicul reacționează la ea. Și înseamnă că omul ăla degajă ceva în public pe care eu nu l-am simțit neapărat. Pentru că am avut un moment în care am fost
dus în altă parte cu gândul. Dar se presupune că noi suntem niște profesioniști care nu stăm să ne uităm la public, că publicul îi vede pe ei. Deci publicul poate să aplaude pentru că Vitalie arăta că Arnold Schwarzenegger și avea mușchi și doamnele astea s-au excitat la el și aplaudau. Și tu te-ai întors așa. Nu, publicul aplauda într-un moment al piesei. Publicul a aplaudat pentru vocea lui. Ne mai vorbim de faptul că Vitalie și arată foarte bine. De unde știi că n-ai luat seapă că uite pe femeile astea au aplaudat așa? Iertați-mă, voi doi vă iubiți? Nu. Nu. Tu ești nebun. Au fost exact. Eu nu înțeleg. Nu-i frazi din noi așa ceva. Cum să zici așa ceva? Dar acum nu pot să mă uit la fiecare doamnă de aici și zic, doamnă, mă întorc sau ce facem? Sau, nu, păi nu. Păi, dar ce fac? Așa uite, sună, iartă-mă, draga mea. Dar uite, el a creat o atmosferă în public care pe mine m-a emoționat și m-am întors. Dar de ce simți tu nevoia să-i dai explicații lui Chirilă care oricum nu s-a întors? Adevărat. Asta e interesant. Tu nu vezi că ai intrat în plasa lui. Are glonțul mare când e blocat sau nu se întoarce? Foarte adevărat. Vitalie, mergi la Smiley, e ok. Da, da. Alo! Și eu zic la fel, cine Vitalie. Cine este vecinul tău? Eu cu Teo îți țin pumnii să faci alegerea cea mai bună. Te ascultăm. M-am gândit de acasă, de când m-am pornit. A, deci o alege pe Irina Rimes. Apreciez foarte mult creația, Irina. Mulțumesc. Și felul tău de a fi omul din tine, foarte mult, convingător și... Mă rugam să se întoarcă Smiley. Și s-a întors! Deci a ales Smiley! Da. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc eu! Vă mulțumesc și... frumos! Nina, când spune că s-a întors, că publicul e suveran, da, ok. Are dreptate în privința asta. Dar nu poate, adică e nasol să-i spui unui concurent. Bă, m-am întors că te-au aplaudat ăștia. Știi, adică e ca și cum ai suna o fată. Salut, am numărul tău de la niște băieți care te plac și te-am sunat că te plac ei. Și aș vrea să-mi dau o întâlnire cu tine. Ce crezi că spune fata? Serios? Eu am avut mai multă încredere în gustul publicului decât în gustul meu. Ce e greșit în asta? Camera învingătorului? L-ați văzut, da?